copii, bună seara și din nou vă invit să călătoriți în lumea basmului. Bogăția și veselia, de Petre Ispirescu. Peste drum de palatul unui om bogat, era odată bordeiul unui muncitor de pământ. Cu cât casa bogatului sclipea de avuție, cu atât bordeiul muncitorului sclipea de sărăcie. Stăpânul bordeiului avea 7 copii, 5 băieți și 2 fete, toți mari, toți ajunși de însurat și de măritat. Bogatul avea 2 copilași, copiii muncitorului rumeni și sănătoși, copiii bogatului gălbejiți și bolnăvicioși. Când se lumina de ziua, omul ieșea din bordei și după dânsul toți flăcăii lui, unul după altul, mergeau la lucrul câmpului. Muierile rămâneau acasă și vedeau de rostul mâncării și de al îmbrăcămintei. Seara, când se întorceau de la muncă, după ce cinau, bătrânul lua fluierul, căci știa să zică din fluier, și mi-ți trăgea niște doine de te adormea. Apoi, întorcând-o pe foaia cealaltă, trăgea niște cântece de dans, câte vreo bătută, câte vreo oltenească sau câte altceva, și băieții cu fetele jucau și tropăiau de parcă numai ei singuri erau pe lume. În casa bogatului era muțenie, nu se auzea nici țipenie. Se ducea și bogatul de acasă în trebile sale și după ce se întorcea seara, se închidea în câte vreo cămară și acolo scria tot ce făcuse ziua, socotea și iar socotea până târziu în noapte. Nevasta bogatului pismuia fericirea săracului și într-o zi i-a zise bărbatului său: frate, ce vă să zic, atâta posomorâre, atâta grijă și atâtea socoteli în care te cufunzi toată noaptea, nu e zi lăsată de la Dumnezeu în care să te văd și eu odată vesel și cu chef? Până când să tot fii posac, o să te prăpădești, omule. Uite peste drum în bordeiul săracului cum domnește veselia. Ehe, nevastă, Dumnezeu nu poate de toate să-i dea omului, cât s-ar prăpădi, n-ar mai avea ce aștepta. Nouă ne-a dat bogăția și așteptăm veselia. Celor de peste drum le-a dat veselie și așteaptă bogăție. Tot ce dorește omul nu poate dobândi deodată. Pentru aceasta o să-ți dau o probă. A doua zi se scoală de dimineață omul cel bogat și iese din casă. El pândea în drum pe stăpânul bordeiului și când se apropie de el, îi zise: vecine, ai cunoscut pe răposatul tatămeu? Da, Maria ta, l-am cunoscut. Ieri, căutând printre hârtiile lui, am dat peste una în care era scris să se dea vecinului de peste drum 1000 de galbeni, că este om harnic și cinstit, fără dobândă, fără nimic, să fie dator numai să îi înapoieze când o putea și câte cât se va înlesni. Astăzi împlinesc dorința tatălui meu. Și puindu-i în mână o pungă cu 1000 de galbeni, se duse pe aici încolo. Muncitorul, cum se văzu cu banii în mână, se întoarse acasă, adună pe lângă dânsul pe toți copiii săi și începu să se laude cât ce fel de om și cum a fost el în tinerețea lui. Dovadă despre aceasta, zise el, este că vecinul cel bătrân, bogatul de peste drum, a lăsat cu sufletul ca moștenitorii lui să-mi dea 1000 de galbeni. Iată-i! Și îi numărară, și îi socotiră, și nu lipsea nici unul. Era 1000 în cap. Acum se puseră la sfat ce să facă cu banii. Unul zise una, altul zise alta, lor nu li se părură bune sfaturile. Unul mai zise ca să ia o moșie cu arendă. Aș, răspunse altul, ca să fii arendaș, trebuie să știi carte, să faci la socotel, să stai cu boierii la taifas. Na, nu face de noi una ca asta. Ei, ba să mergem la oraș să deschidem o boltă. Din una, din alta, se apucară la ceartă.
De unde până aci era veselie mare în bordeiul lor, de când intrase Mia de galben în casa lor, parcă intrase naiba neunirei și al zarvei. Nici tu cântare, nici tu jocuri, nici tu nimic. Femeia muncitorului se luă de gânduri, ea zise: bărbate, de când a intrat diavolul ăsta de aur în casa noastră, pace nu mai este. Și luând punga cu totul, o aruncă într-un râu ce curgea pe aproape de coliba lor. Copiii, cum văzură una ca asta, săriră cu toții, intrară în gârlă și începură a căuta punga cu galbenii să se bânece oamenii și mai multe nu. Și de lăsat nu se lăsară până ce nu găsiră punga și o scoaseră afară. Și întorcându-se cu dânsa acasă, bătrânul muncitor zise: știți ce? Ca să fie pace, eu voi lua jumătate din bani și jumătate să-i împărțiți între voi. Așa mi se pare a fi cu dreptul. Când auziră copiii una ca aceasta, toți săriră cu gura că de ce bătrânul să ia mai mult. E, ce să tot lungim vorba? 2-3 zile cât trecură până să-și facă ei planurile și să se învoiască ce negoț să facă, bordeiul lor era ca și pustiu. Ei, nu se auzea nici cântări, nici chilomane de râs, nici jocuri, stau toți cu totul și chibzuiră și puneau la cale lucruri ce au rămas baltă. Bogatul își chemă nevastă în seara din tâi și îi zise să asculte la veselia oamenilor din bordei. Ea nu auzi nimic. A doua zi seara și a treia zi, tot așa, se mira și ea. Când a patra zi dimineața, văzu pe vecinul lor cel sărac că vine la dânsii. Bogatul ieși afară să vază ce poftește, vecinul începu a zice: boierule, fă-ți pomană cu noi și primește-ți darul înapoi. De când acest diavol a intrat în bordeiul meu, pacea n-a mai văzut-o cu ochii. Ia-ți banii și să fii sănătos. Dumneata cu bogăția dumitale, eu cu sărăcia mea. Dumneata cu posăcia dumitale, eu cu veselia ce am învățat. Și întorcându-se la casa lui, el cu ai lui începură a urma ca mai înainte să cânte și să joace. Bogăția, vedeți voi, ieșise pe fereastră, însă veselia intrase pe ușă. Noapte bună, copii!